domnilor, după cum am promis, înțelegeți, am venit să-mi fac o razie în gură, pentru că îmi fac dantura ca să nu mai aveți voi treabă cu mine și am venit aici să-mi fac astea mie, cum îi zice, insolația în gură, poză din alea, să vadă câți dinți mai am. Vă las că îți țupă om. Iau! Dinții ei. Fiți atenți ce am acolo. Unu în capă, doi aici ăștia, ăia cred că-s buni, ăștia-s nasoi, ăștia-s gata. Măi, tata! La doctor, la dentist. Bagă tata aici. Așa le facem. Nică vine. Așa le facem pașaportile la unguri. Cu fionul. Cu fionul și cu folia. Acum vă las cu... Iau. Deci auziți aici. Să vedem amul dacă o să mai ziceți voi că și așa mai ceam un pic. No, uitați ce scurte. Și așa mai ceam un pic. Să vedem dacă mai ziceți voi după aia, ne-sărtirbu. Să-mi spuneți cum să-mi fac ăștia doi dinți, că trebuie să rămână ceva valoare aici în față. Mă, stau că vine doctorul imediat, bățucă tata. Și mă șarută, eu toți copiii care mă iubește și care pentru de ciudă la fetițe. Eu v-am zis, după ce-mi fac dinți, că de-aia mi-i fac. O zis una din Austria, Nelson, fă-ți dantura... Zice și, bă, mii, bogătașă. Îmi las muierea, nu mă interesează. Domnul doctor se moră dacă nu și-o lua mănușca Zorro. Las camera aici, așa că să-l stau. Negre! Dar nu, acum nu mai te uiți, nu pare, da. Culița mare? Așa. Mai micuț un pic? Mai? Mai micuț? Bun. Să mă întreabă cu asta prima dată? De mare. Că trebuie să examinează toată de toate. Asta se mișcă un picuț. Aha. Nu. Nu? Hai să vedem. Ia deschide gurița. Ok? Să vedem. Ah, un picuț se mișcă. Ah! Om, atât, să vedem dacă se mișcă sau nu. E ăsta de sus să nu faci, că unul se mișcă, că am mâncat un picior de porc, labă de porc și am crezut că e carne și era os. Dar nu, că ăștia din față sunt faima. Ăștia sunt cei mai frumos. Ah! Cu așa s-a ajuns la televizor, nu? Bun. Aici, pe partea asta, avem un rest radicular. Și pe partea asta, molarul, cum am văzut, pe radiografie nu se poate salva. Nici asta de jos. Bun. Limba în față. Nu, și să vedem limba. Și în spate. Bun. Un picuț. Așa, în spate. Așa, să vedem. E bun. Lasă-mă să mă uit un picuț. Cu o plimbă pe partea cealaltă. Ai, nici am bun. Asta nu știu ce au mai rămas din ea. Un picuț din dinte. Ăla s-a tocit în timp. Au fost 4 dinți. Pe o parte, unul de pe o parte s-a tocit și după aceea s-a mișcat și l-am scos eu cu mâna. Așa tare s-a mișcat că l-am scos eu cu mâna și acum ăsta s-a tocit iarăși pe partea asta la întâi. Cum tot am mâncat, s-o lovit în ăsta de jos, s-o tucit. Ce? Stai un pic, ce faci? Aia. Aia?
Deci ați frică de aer? A! Am plecut. Aia. Ca și orice, trebuie să începem prima dată să igienizăm un pic, să nu se zice. Trebuie să -i așa, facem o curățenie un pic. La cinte cu brânză mâncat. Bun, da, vreau să... Aici. Aici te dore. A. Acolo te dore. Da, acolo, vezi că e umflat ăla. Deci când tot timpul stau cu căciulă în cap, zice ăștia și vara, bă, dai frig la tine în casă. Îl stau pentru, da, pentru să nu mă prinde curentul. No, acolo în frat, aia mă doare rău. Dar să nu zici că îți faci din alea conuri și ți le arzi și ți le pui în ureche. Nu, nu, nu. Metodele astea se termină. Nu mai, nu, nu fac din alea. Bun. Deci, partea asta trebuie să ne scoatem. Partea cu manipularea, aici stăm foarte bine și cu osul. Deci avem os, da. Din ce am văzut eu pe radiografie acolo, ca lungime, dar mai trebuie să facem și un CVCT, acolo să vedem și lățime. Acolo unde ai apăsat și acolo mă doare un pic. Aia din cauza că dintele ăla e adios. Aia e adios. Aia și este și infecție la rădăcină. Are tata adios. Tata o să aibă dinți bun, fii frumos. De la mine din cabinet l-a agățat. Fie tata! Eu aici, el râde, și eu râd, dar să vezi cum scoate seringa. Nu, astăzi nu este seringa. Nu, nu, știu, când urmează. Când urmează? Ah, bun. Deci aici a fost operat. Bun. Mergem spre bine atunci. Nu. Bun. Avem mai multe vești. Unele sunt bune, unele sunt cam mai puțin bune. Începem. Care vrei? Cam filme, dă-o pe aia bună. Se poate face implante. Da? Da. Implante doar firma elvețeană care le produce. Cum se lucrăm aici în clinică. Doar elvețeană. Carolex un eu să mor eu dacă nu. Elveția iau, dacă merg pe Elveția, pe Elveția. Cum ce ai ca ce col. Am văzut. Piesa rară. Asta e cu briliant, domnilor, asta e mai greu. Domnul doctor, voi ați crezut că eu la orice stomatolog, ar o să-i înțelege. Am văzut. Deci la tataurul? Și aur și briliant. Bun. Trecem la ale noastre. Și așa, după ăsta, câte implanturi? Sau nu poți să faci acum o medie? Implanturile trebuie să facem un CBCT. Pe CBCT-ul respectiv o să trimitem să ne fac... Vrem să facem o implantologie ghidată. Adică, implanturile se inseră prin o gutieră, uite, așa, asta aici la mine. O gutieră care intră în implantul foarte fix. Deci, îmi vine, trimit eu, ca să-mi facă ei gutiera respectivă, și îmi vine în cabinet așa. Eu numai doar fac cu capra și intră implantul. Nu tăiat, nu bisturiu, nu ca și pe vremuri să curgă sânge. În jinjie? Da. Fără să mă tai. Uite, așa aici. Vine gutiera respectivă și se găurește pe partea asta, intră implantul, se taie, se scoate un pic și din nou. Și rămâne plasticul ăsta în gură? Nu. În timp ce lucrăm, asta rămâne. După ce am terminat, nu mă ridicăm și el rămâne cu gaură mică. Atât. Și după aia intrăm în perioada de vindecare. Vindecare și osteointegrare implantului. Bun. Sunt mai multe feluri de implante. Începem cu vestea bună, că toate sunt accesibile. Mm. Sunt implantele de zirconiu. Da. Alias ultima generație. Sunt implanturile de titan. Sunt mai multe firme. Începem cu... Este de la Nobel. Sunt Z-Systems, care sunt din Elveția, care mie îmi plac foarte mult. Alias cele mai frumoase implante și stratate altcumva suprafețele lor. Bun, doctore, dar acum noi trebuie să vedem dacă mă acceptă
Acceptă. Să nu mă trezesc că... Dar corpul ăsta nu acceptă bijuterii. Acceptă. Facem bijuterii. Facem. Bun. Partea proastă a lucrurilor e că rădăcinile astea rămase acolo trebuie scoase pe partea asta. Aici, pe partea da. Asta. Pe partea asta. Da. Rădăcinile astea trebuie scoase. Că n-are rost ca să... Deci dintile trebuie scos. A, normal că e stricat. Din punctul dumneavoastră de vedere dintele, din punctul meu... Dar mai am și rădăcini? Da, mai au rămas. Înăuntru, pe de-aia, uite, eu când pun mâna aici, da. Este ca și, gândești că am arc de gămălie, vârf. Da. Da. Deci acolo trebuie să mă tai. Nu. Nu? Nu neapărat. Le pot scoate și fără să tai. Da? Da, da. Auzi, bă, ce tehnologie are doctorul să mori dacă... Și ar trebui un picuț de sinus lift, ca să mă animă fetul osoasă. Aici se ocupă mai mult chirurgul. Ca să mărim oferta o sosă, ca să... Aici e chirurgul care va decide. Eu, cum te-ai uitat dintr-o dată ce m-a spăriat? Chirurgul, avem pe chirurg, domnule. Bun. Deci, ca să mărim oferta o sosă, ca să putem să inserăm implanturile. Bun, știu că ție ți-e frică de stomatologi, de chirurgie, de sânge, de așa. Asta rămâne la atitudinea chirurgului și cum decide el planul de tratament chirurgical, adică părticică lui. Cum ar fi, eu o să-i propun, dar nu e obligat el ca să accepte chestia asta, să vedem. Ca să fie și sinus lift-ul și inserarea implanturilor în aceeași ședință, ca să fie totul deodată. A să margă tot, eu să nu mai aștept după stânga-dreapta. Ai eu trebuie să fiu rezistent? Rezistent. Tata ghimfie, tata. No. Deci, bă, deci numai un pic, ca să, uite-te, să vede că-i ud. E ud, să vede că-i ud. Băi, oameni, e ud, mă, mâncava Dumnezeu, nu m-a costat să vorbi cu mine. E ud, mă chem de nu mai pot să mor eu dacă nu. Tehnicile noi nu mai sunt ca și pe vremuri, cu traumă multă și cu asta, nu. Plus, vestea bună, pentru că mandibular, din ceea ce văd eu ca o primă mandibula vedere, asta de jos. Da. Ca prima vedere, și ceea ce îmi place mie foarte mult, este că avem auz destul. Da. Deci acolo nu trebuie să ne chinuim. Aha. Asta e partea bună a lucrurilor. Dar acolo între dinți, nu mi-o măr sus în jos. Ba da, acolo între dinți, asta va veni în planul protetic. Da. Adică protetică, când începem să facem protetică. Acolo va fi... Noi avem prăbușire de plan de ocluzie, așa se numește. Deci la noi ocluzia s-a prăbușit. Deci nu mai mușcăm ca și cum ați fost tineri. Nu. Dar noi, rolul nostru, ca să vă transformăm înapoi tânăr. Și atunci aici vrei să-mi pui din asta proteză? Nu. Proteză, adios proteză. Alea nu. Venir nu, că mai bine rămân așa. Nu, nu. Proteze nu există așa ceva. Gata. Astea sunt vremurile vechi. Aici facem implante frumos în fiecare dinte, cu locul lui, partea lui. Le facem din zirpon. Hai, hai că vă arăt cum arată zirpon. Asta, de exemplu, e o structură de zircon, care după aia mai vine peste ea ceramică. Mm-hmm. Asta e zirconul. Nu mai da? Au plecat vremurile de metal, de... Da. Nu, gata. Cu metalul s-a terminat. Asta e zirconul. Asta e rezistent. Poți să muși carne, să mai astești, nu-i problema. Liniștit. Fiorentina, mi-o lupa. Și noi așa? Vrem să ajungem la o fază de genul Doamne, ăsta. Doamne, fer și apără să-mi văd eu din țână. Poți să iau să-l da. Doamne, eu... Vrem să ajungem într-un fel așa ceva. Uh-huh. Așa. Asta e partea de sus. Așa. Da. Da, da, da. Asta depinde și cu tehnicianul. Că ne trebuie niște artiști. Da. Deci, cum am spus, eu aș fi foarte mulțumit și bucuros dacă aș putea să am fix dinții, formatul la dinți care i-am avut eu. Deci am avut niște dinți extraordinari.
Bun. Noi o dantură faină. Asta, trebuie ca să ne aducem și niște poze, dacă cumva există. Dacă nu există poze. Am una, să... una singură, dar cred că e de ajuns. No, bun. Dacă nu, o să rugăm echipa de la DSD ca să facem niște, un set de poze și echipa de la DSD o să ne pune toate variantele posibile, ca și cum a fost dantură, ca și cum va fi viitoare dantură dumneavoastră. Aha. Cum ei își imaginează cum a fost înainte. Da, da, da. Hai să vedem cum va fi în viitor. Colaborăm cu tehnicianul. Ne frezează tehnicianul zirconiu și vedem și încercăm după ce stabiliți dumneavoastră care fel de dantură vă place mai mult. Aha. Acum vreau să... Bun. Dar toate fazele astea le putem stabili. Nu zic că nu. Dar prima dată este o cheie care, dacă am trecut de cheia respectivă, atunci o să ajungem într-un loc ok unde putem jungla cu estetica. Cheia respectivă este ocluzia. Mie, înainte de tot, mie îmi trebuie o ocluzie foarte stabilă și foarte pusă la punct. Ce e aia? Adică mușcătura, alte cuvinte. Ah, da, da, ca să muși, să nu margă într-o dungă sau într-o... Așa. Deci, concluzia mie îmi trebuie să fie cât mai stabilă. Pentru că cheia succesului orice plan de tratament, așa consider eu, este ocluzia. Deci să cadă la fix. Ham, la ham. Fix. Ham, ham. Bun. Îmi trebuie ocluzia foarte stabilă și foarte bine pusă la punct. Aia ar cam trebui o ședință întreagă ca să stăm cu un dispozitiv. Ah. A, după ce pui să-mi pui surme din aia? Nu. Este un dispozitiv care se numește arc facial. Sau arc facial, mergem pe varianta de arc facial, să vedem tehnicianul, dacă tehnicianul nostru colaborează acum cu axiograf, adică niște ca și la teleghidați, să montează, să înregistrează mișcarea condilului, să facem... Ca firme cu roboți. Da. Da, da, da. Și după aia, no, să mai scanăm și intraoral, cat scan, ca să vedem. Acum, cam așa după ăsta, cam cât el durează lucrarea așa? Deci nu grăbi, nu... Acum, prima etapă, de aici plecăm, mergem și facem un CBCT. Adică, un computer tomograf, care să-mi registrează mie 3D. Da, da. Asta e cel mai important. După ce mi-au registrat mie 3D și am văzut osul în mai multe, din mai multe unghiuri și din mai multe astea, să vedem, dar acolo cu siguranță vă zic eu că sinus lifting or trebuie să facem. Da? Aparat, aia, acolo. Dar eu ceea ce vreau să negociez cu chirurgul e ca să-mi insere implanturile și în același ședință. Aha. Asta vreau. De obicei el nu le prea inseră, dar nu, mă rog. De ce e pericol? Nu că e pericol, nu e pericol. El vrea ca să aibă o stabilitate a ofertei osoase în timp, dar dacă dumneavoastră vă grăbiți... Eu nu mă grăbesc! De cât dau mie fer să se întâmple ceva, eu nu mă grăbesc! No, bun atunci! Super! Atunci... Eu știu că în timpul ăsta cât se lucrează, din cauza că nu se pot să folosesc gura să mânc ca lumea și ele, o să slăbesc! Intrăm la dieta! Ajunge Nelson la 95 de kilograme cu tătă asta, o să-mi fac să-mi ridic astea mai sus un pic, înțelegeți? Acolo e partea de la plastician. Plastician se ocupă. Aveți și plastician aici? În colaborare, da. Da? Da. Nu putem zice nume, e un nume foarte mare, dar în colaborare. Uite-te, vezi, eu am avut, deci nu că ăsta, am poze vechi. Am avut o gură foarte frumoasă, deci cu buzele cu astea și din cauza dinților mi s-o... Normal, da. Dar... Am prăbușit planul de ocluzie, adică în loc ca să mușcă, să fie mușcătura sau cap la cap sau un pic acoperită, o coborât, o mers mai jos. Da. Da. Și din cauza chestia asta aveți partea asta și aici și aici. S-a modificat facial, e normal. Și își revine după, mă gândesc. O să-și revină în procent. Nu pot să vă zic procentul cât la sută. E bine, cât de cât. Nu, la noi nu merge cât de cât. La noi asta îl stabilește chirurgul. Îmi zice mie cât e procentul ca să revine la facial. Da. Dacă nu îl stabilește BMFist-ul, stabilește plasticianul. Aluză, ce urmează, cavar Dumnezeu! Încă în echipă. Da. Așa, fiecare își vede de părticica lui și...
să fie cât mai frumos. Bun. Domnilor, cam deodată, să vedem, aici am râs, am transpirat, dar să vedeți când urmează aia. În curând, acum în curând, o să vă fie dor de dinții mei. Uitați așa ceva. Am. Poc-poc, dușmanilor. Poc-poc. Cu implanturi, cu tă-tă-tă. N-o să vedeți voi figuri ce... Și așa, râsul meu nu mi-l pierd eu niciodată. Niciodată. Cu ăla cred că e mai colorat cu tăți dinții. Că nu se mai pierde ecourile pe-ntre dealuri. Știți voi. Dar în cavă ajungeți.